Patima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Frate Mircea, bine ai venit în familia lui Iisus Hristos. Ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Vă rog, dragă biserică, să-l primiți cu brațele deschise, să știți că și pentru el a murit Iisus Hristos și este acum frate cu noi cu toți. Amin. De azi înainte Dumnezeu îți spune fiule și tu să-i spui tată. Amin. De azi înainte ai frați, ai surori, ai pe cei pe care Dumnezeu ți-a dat să fie alături de tine. Noi suntem alături de tine. Biserica este alături de tine. Să știi că întotdeauna aici este acasă. Este o casă pentru tine și Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze și pe sora Carmen și împreună să fiți o familie pe care Dumnezeu să o binecuvinteze din plin. Acolo în casa voastră să fie un colț de rai. Amin. Și colțul acela de rai să-l aduceți și aici și împreună să ne putem bucura de lucrurile minunate ale Dumnezeu. Vreau să-ți dau, fratele meu, un ghid după care să te ghidezi în această viață, în această călătorie și este cuvântul lui Dumnezeu. E cel mai bun ghid. Citește-l, roagă-te. Cere călăuzire din partea lui Dumnezeu și Duhul Său cel Sfânt îți va descoperi multe lucruri de aici. Pentru că ești la început de drum. E primul pas. Dar te asigur că acest drum este cel mai frumos drum pe care poți să mergi. Dumnezeu să te însoțească, El să-ți descopere voia Sa din cuvântul Său și totdeauna să putem să vedem în tine un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Îl așteptăm și pe Florin. Încă îi bate inima, v-am spus, în momentul în care am ținut în apă botezul, îi bătea inima puternic. Credem că Dumnezeu a lucrat în viața lui și mântuirea produsă în viața lui este un lucru minunat. De aceea, dragii mei, până vine el, vreau să vă spun tuturora, aveți grijă de acești copii ale Dumnezeu. Sunt la început de drum, trebuie să-i abordăm cu îngăduință, cu înțelegere. Acolo unde poate uneori mai greșesc, poate nu fac cum am... Crede noi că este bine, să avem îngăduință și credem că Dumnezeu îi va binecuvânta. Florin, fii binecuvântat de Domnul. Da, vine aici lângă mine. Mai bate inima ta, ia să vă. Mai bate, dragi. Florin, mă bucur nespus de mult pentru tine. Vrem să spunem bun venit în familia lui Dumnezeu. Vrem să știi că biserica aceasta este casa ta. Vreau să știi că Iisus Hristos, Dumnezeu, este Tatăl tău și tu ești copilul meu. Întotdeauna să știi că nu ești orfan. Dumnezeu este cu tine. Ai și părinți pământești, dar dincolo de părinții aceștia pământești, Dumnezeu a promis că este Tatăl tău. Alături de familia ta care este aici în biserică, de fratele tău, Dani, doresc din toată inima Dumnezeu să-ți mai dea frați mulți. Și ai frați mai mulți aici. Dumnezeu să te însoțească. Călătoria aceasta pe care ai pornit Dumnezeu să te ajute, să o duci până la cap. Ești încă tânăr și mă bucur nespus de mult că ai pornit pe drumul acesta de la vârsta tinereții. Că sunt multe de făcut pe care le Dumnezeu și Dumnezeu te va călăuzi. Vreau să-ți dau și ție, la fel cum am dat fratelui Mircea, acest ghid. Iar, citește, înțelege instrucțiunile pe care Dumnezeu ți le dă pentru viața creștină și caută să asculți de cuvântul lui Dumnezeu și de voia lui. Dacă vei face lucrul acesta, spun, vei trăi o viață extraordinar de minunată, plină de bunătățile lui Dumnezeu și vei fi binecuvântat în tot ce vei face. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Dragii mei, acum slujba se încheie. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Mulțumim tuturor care ați venit aici, așa cum a spus și fratele Adrian, familie, cei de aproape, de departe, musafiri, prieteni, cunoscuți, care ați venit pentru prima oară sau de mai multe ori aici. Vă așteptăm de fiecare dată când ne adunăm aici să veniți, să-L cunoaștem pe Dumnezeu împreună și să ne pregătim pentru cer. Lăudați să fie numele Domnului. Biserica se eliberează.